Salutare, oameni buni! Am un Huawei Watch GT 2 pe masă. Nu ceasul vreau să-l prezint, ci câteva brățări. El vine standard în cutie cu două brățări. Asta maro de piele elegantă cu care e montat acum la el. Și asta neagră de silicon. Și asta la întâlnirea noastră extra. Vreau să vă arăt cum arată ceasul cu fiecare brățară în parte și cu o față de ceas cât de cât adaptată la brățara care va fi montată pe el. Nu intru în unboxing sau alte detalii, deocamdată mă axez doar pe brățări, despre asta vreau să fie videoul meu. Dăm cutia la o parte. Deci așa arată ceasul cu brățara lui originală, modelul ăsta de clasic, da, elegant, cu o față adaptată la brățară, zic eu, cât de cât. Așa. Foarte bine prelucrată brățara asta. Arată, cum am spus, elegant. Da? Se poate purta lejer la un costum, cam așa, o ținută elegantă. Bun. Următoare brățară, am să pun cea originală a lui de silicon. Bineînțeles, sistemul de prindere e foarte simplu. Două telescoape aici, un telescop cu doi pini și cu sistemul ăsta de prindere. O punem pe asta deoparte. Așa. O luăm pe asta neagră originală lui de silicon. Un silicon de foarte bună calitate care se simte foarte bine pe mână. Se montează foarte ușor. Așa. Și partea asta lantă. Poate suntem un pic mai stângaci. Bun. Așa arată cu brățara asta de silicon. Bineînțeles, fața de ceas nu prea se mai potrivește cu brățara asta. Va trebui să găsim una mai sport. Nicio problemă. Hai să vedem ce avem aici. Aici avem una foarte colorată care mie nu prea îmi place personal. Mie personal îmi place asta foarte mult. Uitați, deja se schimbă tot. Da, arată altfel. Dă foarte bine cu brățara neagră. Nu m-am gândit că mă arată chiar atât de bine cu brățara neagră. Da? Ia uitați. Foarte frumos. Cum am spus, asta e brățara lui originală, personalizată Huawei. Aici pe cataramă scrie Huawei. Și unde vă bucuria scrie Huawei aici. Da? Bun, următoarea. Am aici o brățară care am cumpărat extra, ca și toate celelalte de acolo. E foarte solidă, foarte bine prelucrată. Eu am deja de ceva vreme, de un an mai de zile, mai bine spus, de la prima serie de Huawei Watch GT care am avut-o. Celălalt. Sper să iasă ceva de video asta. Nu sunt un profesionist, fac și eu încercări pe aici ca să vă arăt cum arată ceas cu brățări pentru cei interesați. Probabil că așa ca și mine mai sunt și alți interesați. Bun, asta arată bine și cu față din asta. Da?
Ia uite. O minunăție de ceas cu brățara asta de foarte bine, materialul aproape la fel finisat ca și cu carcasa ceasului. Sau arată bine și cu alte fețe. Cum ar fi asta, de exemplu. Uitați, la fel de bine. Avantajul acestei brățări este că îl putem purta ceasul cu orice față dorim, clasică sau mai sport, adică analog sau digital, cum ar fi și această digitală. Și așa arată bine. Bun. Acum mai am pe masă trei brățări care le-am cumpărat de curând. Tot din silicon, arată foarte bine, zic eu. Așa. În principiu sunt toate pe negru, cu inserții de roșu, gri și albastru, după cum se vede. Acum, ce îmi place mie la brățările astea e sistemul de închidere. Da? Deci nu avem ca și la cea clasică astea de aici, ca să ne aghețe tot timpul brățarea aici undeva. Astea intră înăuntru ca și cele de la Apple Watch, da? Deci pur și simplu se închide așa și se bagă aici dedesubt. Și aici neted, nu agățăm nimic. Bun, hai să montăm pasa roșie să vedem cum arată. Astea vin cu pinii încorporați ca și la cele originale, un lucru foarte bun. Pentru că sunt mai ușor de montat. Cred că montat-o invers pe asta, da. Să-l șterg un pic. Ok. Asta e pe roșu. Normal că arată bine cu fața asta digitală, care avem acum setată. Cum am spus, se închide frumos aici și se bagă pur și simplu aici dedesubt. Și arată așa. Deci nu avem nimic aici în partea asta care să ne aghețe, da? Uitați cât de bine arată. E foarte bine prelucrată, se simte foarte bine, la fel o calitate foarte bună a materialului. Nu chiar atât de bună ca și cea originală, dar oricum foarte, foarte bine se simte. Ce îmi place, iar că dincolo de design, aceste orificii, da, cu o altă culoare, permite și pielii să respire sub brățară, da? Pentru că la silicon, la un pic de activitate, la sport, mai ales transpirăm. Ei, asta e un lucru foarte bun. Uitați cât de bine arată. Asta, bineînțeles, arată bine cu o față așa digitală, nu analog. Da? Ar mai fi câteva. Una care s-ar potrivi iar la fel de bine, zic eu. E asta. Da? Deci asta e asta roșie. Bun, următoarea. Deci, același principiu de brățară, doar diferă culoarea. Da? Asta pe gri, care mi-o place foarte mult. Să vedeți că arată foarte bine. Și merge chiar și la o ținută ca casual, nu neapărat exclusiv sport. S-a montat, îl ștergem. Ia uitați-o. Minunat.
La combinația asta de gri cu negru sau negru cu gri dă foarte bine. Un lucru foarte bun cu brățările astea. Merge cu o față digitală foarte bine. Dar și cu o față analog. Va merge destul de bine. Să nu luăm una chiar simplă, să luăm un cronograf. Că asta de exemplu, ia uitați, puțin cam elegantă, dar nu arată rău. Bun, mai rămas cea albastră, care tot așa o arată foarte bine la o ținută sport cu albastru. Același model de brățar, doar altă culoare. Așa. Acum, la asta, bineînțeles că nu se potrivește o față de genul ăsta. Va trebui să alegem o față digitală sau ceva de genul. Ia uitați-vă. Da? Arată bestial. Deci asta este un lucru foarte bun la ceasurile astea inteligente. Faptul că astea fațele care se schimbă culoarea, faptul că le poți adopta anumite brățări, de tipuri de brățări cu culori diferite, cu diferite fețe de ceas. Uitați, nici nu am știut că se schimbă atât de multe culori la această față. Să încercăm și alta. Parcă era una mai albastră aici. Chiar așa ceva n-aș merge din cauza consumului de baterie, cu toate că n-ar trebui să ne facem griji la ceasurile astea. Consumul de baterie e super ok. La 2 săptămâni, dar din câte am observat eu până acum, asta nu l-am de multă vreme, dar din câte am observat eu până acum, la un consum normal cu un consum puțin mai crescut la activități de sport. Bateria îmi drenează undeva la 9% pe zi. M-ar duce undeva la 11 zile. Dacă nu l-aș folosi intens la activități sportive, odată la 2 sau odată la maxim 3 zile, și nu aș avea pulsul, măsurarea pulsului tot timpul activat, siguranță, așa cum spun și producătorul, ar ține bateria 14 zile. Oricum ține extrem de mult, foarte bine. Deci asta e ceasul, asta vreau să vă arăt, fără alte detalii, cu brățările. După Amazon, comandați-le cu încredere, sunt de bună calitate și arată foarte bine. Nu știu cum a ieșit video ăsta, nu sunt profi, am vrut doar să vă arăt câteva brățări de la ceasul meu. Pa, la revedere!